Cine este Nicolae Drăghia și ce a reținut presa notabil despre el? Se pare că actualul prefect impus de PSD nu are aplecare spre liniște și legalitate. În 2008 era acuzat de abuz în funcție. Informația apărea în ediție specială de Oltenia, iar Nicolae Drăghia era atunci subprefect de Mehedinți. Jurnaliștii demascau implicarea lui în alegerile de la Gârla Mare. Subprefectul este acuzat că, în loc să vegheze la respectarea legii, s-a implicat direct în numărarea voturilor și în anunțarea câștigătorului. Toate acestea ar fi trebuit făcute de comisie de validare a alegerilor, comisie ce nu a mai întocmit nici procesul verbal de constatare. Traseul lui Drăghia în presă continuă. În 2009 recunoaște tot la presiunea jurnaliștilor că încasase în perioada în care fusese subprefect sume de bani sub forma unor drepturi salariale și salarii de merit. Împreună cu fostul prefect Sebastian Băzoi avea de returnat aproape 19.000 de lei. Scandalul a ieșit la iveală ca urmare a unor ordine de imputare emise de Ion Mâțu. Prefectul de Mehedinți Ion Mâțu a dispus prin 3 ordine imputarea unor sume pe care actualul subprefect Nicolae Drăghia și fostul prefect Sebastian Băzoi l-au încasat sub formă de drepturi salariale și salarii de merit în cursul anului trecut. Astfel, cei doi trebuie să returneze instituției numai puțin de 18.640 de lei. Subprefectul Nicolae Drăghia recunoaște că a primit ceva bani în plus și spune că dacă va fi nevoie, îi va da înapoi. Și ieri, prefectul Drăghia a fost prins cu mâța în sac. Într-o conferință de presă anunța că primarii pe care nu i-a demis au fost excluși din partidele pe listele cărora au fost aleși, numai că unul dintre edilii vizați a infirmat în exclusivitate la RTS declarațiile lui Drăghia. Candidează pe alte liste de partid, dar ei au fost excluși anterior din partidele din care făceau parte. Eu nu am fost exclus. N-ați fost exclus nici din PSD, nici din PDL? Nu. În condițiile în care de-a lungul timpului au existat suspiciuni cu privire la implicarea lui Drăghia în desfășurarea alegerilor, apar semne de întrebare cu privire la corectitudinea lui referitor la scrutinul din 10 iunie.